Ce receptare ai primit la Cluj cu Felicia? Eu am fost foarte fericit, foarte bună. A fost primul spectacol, e adevărat că tocmai pentru că s-a întâmplat la Cinema Victoria, care este mai mic, prima sală a fost arhiplină. Și acolo, într-adevăr, reacțiile au fost aceleași pe care le-am văzut peste tot, în toate locurile unde filmul ăsta s-a mai văzut cu public, numai că au respectat pattern-ul, dar au fost mult mai vocale. Și asta așa îți dă un sentiment de confirmare. A fost foarte plăcut. Proiecția de la Republica a fost bună și ea, în sensul că și după, mă rog, am văzut și reacțiile de din timpul proiecției, dar și după au fost foarte mulți oameni care au părut mișcați de film. Însă sala a fost mare, sunt 900 de locuri, a fost ocupată un pic mai mult de jumătate și din cauza asta a părut jumătate goală. Sau am avut și eu ieri o zi mai proastă și am văzut jumătatea goală a sălii, ca să spun așa. Nici ora nu mi s-a părut grozavă. Era 12, a fost la 1 și un sfert, oră de fripturi aici, e limpede. În fine, altfel însă sunt foarte bucuros că am avut pentru prima dată, înainte să fie premiera la București, acum începând din 11, posibilitatea să văd cum reacționează un public românesc la filmul ăsta. Ți s-a părut riscant să pui premiera pe 11? Din ce punct de vedere? Punct de vedere al publicului, fiind vară și... Nu cred. Sigur că, da, cred că singurul moment riscant din an în care poți să spui o premieră de film, cred că este 23 august. Altfel, mă gândesc că la cât de puțin oameni vin în general la cinema, timpul în care face asta și felul în care oamenii pleacă în vacanță, realmente nu afectează foarte mult. Nu știu cum să spun, nu cred asta, nu. Cred că o premieră în iunie, și mai ales într-un iunie care arată de tare ca martie, e la fel de bună ca oricând. Da, nu. Ce întrebare ai primit cel mai des apropo de Felicia? Nu mi-aduc aminte. Ce întrebare vrei să-mi pui? Vreau să știu ce te-au întrebat ceilalți. Nu mai țin minte, m-au întrebat multe lucruri, dar mai curând au făcut aserțiuni decât au întrebat. Cei cărora le-au plăcut, cărora le-a plăcut filmul, mi-au spus că își recunosc pachete de replici în relațiile cu părinții și că așa, astea sunt reacții. Întrebări? Nu mi-aduc aminte, nu. Cele uzuale, sigur, cât au fost filmările, cum ați făcut filmul ăsta împreună, a fost greu pe platou, așa mai departe, a fost greu în aeroport, cam așa. Și chiar, cum a fost în aeroport? Foarte greu a fost în aeroport. 3 săptămâni într-o hărmălaie de care îți dai seama în primele câteva minute, în fiecare zi, pe urmă uiți pentru că este zgomotul de fond și oricum e cu nimic diferit de zgomotul de fond pe care îl auzi când te duci într-un aeroport ca să călătorești. Aeroportul a fost ăla, a fost deschis, lumea pe care o vedeți în cadru sunt turiștii, sunt călătorii. Și să stai 12 ore timp de 3 săptămâni în fiecare zi în brumul ăsta total, adăugăm și reclamele cu sunet care trec pe monitoare prin spate, este smintitor. Este smintitor. Ajungi acasă stors și nu știu de ce. Am mai spus asta, eu am învățat tipurile, modelele, brandurile de bagaje după cum le scârție rotițele. Ăsta fiind sunetul dominant într-un aeroport. Câteodată scârție mai sus. Știam, de exemplu, bagajele figuranților. Am avut o trupă de 10 oameni care se ocupau de călătorii adevărați, cumva ca să-i redirecționeze, fără să le spună neapărat că se filmează sau să informeze că se filmează și să îi roage să nu se uite în cadru. Figurația asta era îmbrăcată în ca de călătorie, aveau toți bagaje, numai că erau goale și le știu după cum le scârțeau rotițele. Da. Cum ai ales-o pe Ozana pentru rolul principal? Ne-a arătat-o Ada Solomon la un moment dat, între multe lucruri pe care le-a arătat, evident. Așa, dar a spus, eu cred că știu cine ar trebui să facă rolul Felicii și ne-a arătat o poză cu Ozana. Ea neștiind de fapt că eu știu pe Ozana, într-adevăr Melissa nu știa pe Ozana, a văzut-o și a spus, zice, arată exact. Când spui asta, nu înseamnă că chiar asta ți-a imaginat, dar e
știți cum se zice, așa, dar arată ca în mintea mea. Și eu știam pe Ozana și am spus, da, e chiar de încercat, pentru că, cel puțin așa cum o cunoscusem, și anume ca lucrând la TIF, mi s-a părut întotdeauna o persoană hipercultivată, cum îi spune, cu un fel de durere ștersă sau frustrare ștersă. Mi-e greu să spun în ce fel omul ăsta mi s-a părut mai complicat și mai multistratificat decât vroia să te lase să crezi la început. Și am zis că e de încercat. Am încercat și mi s-a părut că este singura alegere posibilă. Și Ileana? Pentru Ileana au fost două săptămâni de casting intens. Și asta pentru actori dintr-o generație în care cu greu poți să găsești, în generație marcată de teatru, evident, și în care e foarte greu să găsești pe cineva suficient de suplu încât să stea pe ecran atâta timp, să aibă atâtea replici și să le dea atât de fluid. Așa că a fost destul de complicat în ce o privește pe Ileana Cernat. Pentru că pe umerii lor stă foarte mult din film, adică Felicia sigur, e... Sigur. Iar mama, cel puțin, în cel puțin momentele ei de dominare, nu trebuia să fie groasă, nu trebuia să aibă grosierități și până la urmă nici n-are. De fapt, Ileana Cernat e o persoană extrem de delicată și o persoană cu mult simț al umorului. Așa că felul în care s-a raportat la rolul ăsta a fost de la bun început cu distanță. Și asta a făcut-o, de fapt, să nu apese mai mult decât trebuie aerul teatral al unor replici, să spunem. Da. Cu ce experiență ai vrea tu să rămână publicul din filmul ăsta? Cu experiența pe care a avut-o Felicia, de fapt, cred, pe care a avut-o personajul în ziua asta, așa, aparent banală, și anume că există așa, ca două tabere de neîmpăcat, melancolia și dorința de a fi din nou acasă, și că dacă apeși mult sau încerci să reunifici taberele astea care par ireconciliabile, dorințele astea, scuzați-mă, care par ireconciliabile, conflictul se accentuează. Și că nu e, cred, nicio problemă că lucrurile se întâmplă așa. Cred că este starea naturală a relațiilor în familie. Asta e, dacă vreți, mesajul liniștitor al acestui film. Că așa le-e dat lucrurilor de felul ăsta să se întâmple. Și că e o condiție mai curând decât un lucru pentru care ar trebui să te mâhnești sau pentru care ar trebui să renunți să-ți mai vezi părinții sau să-i ții mai cultivi. Doar pentru că ajungi foarte repede de la un moment încolo la conflicte cu el. Cu ei. Da. Cred că așa.